Bun găsit, suflete dragi! Așa cum spuneam pe parcursul mai multor materiale, vom aborda cele 12 meridiane, analizând fiecare din cele 5 elemente. În acest material, voi expune elementul lemn și cele două meridiane asociate, meridianul vezicii biliare și meridianul ficatului. Elementul lemn. Simbolistic, acestui element îi este asociată primăvara. Din această prismă, el reprezintă primăvara oricărui lucru, adică începutul. Orice proiect sau acțiune pe care dorim să o începem, creativitatea și imaginația noastră depind de elementul lemn. În viața omului, acest principiu reprezintă atât nașterea, cât și una parte a copilăriei. Grația noastră, flexibilitatea interioară și elasticitatea musculară sunt guvernate de lemn. La fel ca lăstarii care ies din pământ după o iarnă, visele noastre depind de lemn pentru că el este expresia inconștientului. El ne permite să călătorim atât în interior cât și în exterior. Modul în care noi ne exteriorizăm, veselia, tristețea, partea artistică, este guvernată de energia lemnului. Simțămintele și emoțiile noastre, prietenia, respectul față de celălalt, vin de la acest element. La partea opusă, frica trădării și mânia sunt manifestări ale acestui principiu atunci când este amenințat sau dezechilibrat. El joacă un rol important în imunitatea oricărei persoane, atât pe plan psihologic cât și pe cel fiziologic. Două meridiane sunt asociate principiului lemnului, cel al vezicii biliare și cel al ficatului. Meridianul vezicii biliare. Având pornirea în colțul ochiului, coboară în lateral spre linia părului, apoi o traversează în zigzag, trecând peste frunte, coboară peste cap și pe spatele gâtului, spre subsoară și coastele inferioare frontale, apoi către pelvis și articulația șoldului, pe exteriorul piciorului, coborând spre genunchi și gambă către talpă, terminându-se lângă unghia celui de-al patrulea deget de la picior. Legături interne. Energetic, meridianul vezica biliară este în opoziție cu meridianul intestinului subțire și deține control asupra meridianelor lămâni, pericard și rinichi. Urmare, opoziție cu meridianul intestinul subțire. Organismul obține avantajul asimilării optime a lipidelor. Așa cum spuneam, atât vezica biliară cât și ficatul, căruia este complementară, este asociată cu primăvara. Reglează echilibrul energetic în tot corpul și distribuie elementele nutritive. Repartizează secrețiile glandelor tubului digestiv, ca salivă, bilă, sucul gastric, pancreatic și duodenal. Lucrează în strânsă colaborare cu ficatul. Este esențial ca energia care circulă prin cele două, ficat și vezică biliară, să fie echilibrată. Acest meridian asistă la atitudinea mentalului și a organelor, din punct de vedere al planului moral. Dacă energia este echilibrată, acestea vor ști mereu să facă față și vor avea energie și curaj pentru a rezista. Dacă vezica nu este destul de echilibrată, moralul va fi atins și ideea eșecului se va instala, creându-se terenul favorabil ca acel lucru să se producă cu adevărat. De asemenea, ea poartă răspunderea împreună cu ficatul pentru tot ceea ce vizează sentimentele și emoțiile. Fiind de natură yang, aceasta se află în raport cu exteriorul și cu capacitatea de a trăi, de a exprima și de a accepta acest sentiment și emoțiile. Va fi de asemenea legătură cu intuiția și cu sinceritatea profundă a persoanei, care vor avea repercursiuni asupra energiei vezicii biliare. Pe plan fiziologic, acest meridian corespunde ca și ficatul ochilor, mușchilor, unghiilor. Pe plan psihologic, el este asociat sensului justiției, curajului, armoniei și purității. Blocajele acestui meridian conduc la dureri de cap, dureri musculare, pietre și dureri la vezica biliară, congestie la coaste și torace, rigiditatea articulației șoldului, probleme digestive, dureri ale gambei și gleste. Meridianul ficatului. Având pornirea
exterioară în degetul mare de la picior, continuă către pelvis și coastele inferioare și se termină undeva în zona ficatului. Legăturile interioare. În jurul stomacului se conectează la meridianul vezica biliară. Se ramifică, o ramură parcurge aspectul posterior al gâtului, se conectează cu sistemul ochilor și întâlnește meridianul vasului de guvernare sau guvernator la vârful capului, iar o altă ramură intră în plămân și leagă meridianul plămân. Energetic, meridianul ficat este în opoziție cu meridianul inimii și deține control asupra meridianelor intestinul gros, triplu încălzitor, stomac și pericard. Urmarea opoziției energetice cu meridianul inimii, organismul optimizează consumul de energie primară. Ficatul corespunde de asemenea primăverii, permite stocarea elementelor nutritive și reglează energia necesară activității generale. Determinând capacitatea de rezistență în fața bolii, el deblochează energia necesară mecanismelor de apărare în caz de agresiune a acesteia. De asemenea, joacă un rol important în alimentație și în detoxificarea sângelui. Aici este evident rolul său legat de sentimente și emoții. Sângele, care depinde de inimă, transportă emoțiile. Dacă sângele este viciat, calitatea emoțiilor este proastă și sentimentele pe care le hrănește vor fi la rândul lor de calitate proastă. Important în procesul sistemului imunitar, drenează toxinele, reglează coagularea și metabolismul. De asemenea, determină cantitatea generală de energie. El guvernează legătura noastră cu sentimentele și emoțiile, ca și vesica biliară, dar, de data aceasta, la nivel in, adică interior, transformând prin epurare și filtrare emoțiile în sentimente. Pe plan fiziologic, ficatul este asociat acelorași elemente ca și vesica biliară. Blocajele acestui meridian conduc la iritații oculare, noduri în gât, artrită, rigiditate articulară și musculară, dureri de spate, dureri de coaste, probleme cu genunchii, dezechilibrarea uterului sau prostatei, psoriasis, dermatite, eczeme sau alte afecțiuni ale pielii. Aici pun punct acestei expuneri. Continuăm cu elementul apă și meridianele asociate, subiectul următorului material. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că acest material să vă fie de folos. Mă înclin în fața dumneavoastră dacă acesta a fost pe placul vostru. Și o dată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale interesante. De aceea vă rog să vă abonați.